De la Fix începe o nouă ediție, Actualitatea cu Tudor Mușat. Bun găsit! Bună seara, Irina! Bun găsit tuturor! Foarte interesantă lansarea de astăzi a candidatului comun la primăria Capitalei. Ați văzut primul discurs public în calitate de candidat al domnului Cârstoiu. Acum, sigur, n-are programul deocamdată, dar urmează și acesta, am fost asigurați. Până una alta a fost un discurs cu de toate și cu niște răfuieli din partea lui Ciolacu la adresa lui Piedone și cu niște momente de emoție și gâtuire ale doamnei Firea. De altfel o să vorbim despre asta în Actualitatea, despre cât și cum o să tragă, în special doamna Firea, dar și domnul Burduja, la această căruță comună a candidatului, care nu e niciunul dintre ei, așa cum spera. De altfel, doamna Firea a și zis la un moment dat, eu îmi pregătisem un discurs pentru mine. Foarte interesant ce se va întâmpla și cu sectoarele, negocierile continuă, o să încercăm să înțelegem unde s-au blocat. Și în timp ce politicienii, iată, sunt foarte absorbiți de calculele lor politice pentru multele alegeri de anul ăsta, economia își vede de treabă, dar începe să șchioapete, iar de la Comisia Europeană vine un semnal extrem de alarmant că nu se fac investițiile din PNRR, că România a luat-o într-o direcție greșită, o spune chiar responsabila de planurile de redresare și reziliență ale țărilor din Uniunea Europeană. Discutăm și despre asta în Actualitatea, despre care sunt pericolele, despre ce ne paște în materie de probleme economice anul ăsta. Vă aștept în foarte scurt timp. Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic, sau mai bine zis, până astăzi, nu am avut o carieră politică. Fără un proiect unic, pentru că Bucureștiul este un proiect unic. Un proiect unic cu mai multe capitole subsecvente, foarte importante. Un proiect unic în care primarul general trebuie să ia decizia și să-și o asume, având mai multe soluții de la cei care știu mult mai bine să facă asta. Cine ar putea să vorbească mai bine despre urbanism decât un arhitect profesor universitar? Cine ar putea să vorbească mai bine despre sănătate decât un medic profesor universitar? Și da, Primăria Capitalei are nevoie de o restructurare a serviciilor de sănătate pe care le dă cetățenilor. Dacă ar fi să vă fac o mărturisire personală, poate că una din obligațiile mele față de pacienții mei a fost să asigur la Spitalul Universitar tratamentul unor boli grave. Cancer. În fața dumneavoastră aveți un supraviețuitor al acestei boli. Sunt sigur, făcându-vă această mărturisire, care pentru mine e puțin dureroasă, că împreună vom învinge un oraș bolnav și îl vom face sănătos. Asta am făcut toată viața. Bună seara, doamnelor și domnilor! Candidatul comun al coaliției la Primăria Bucureștiului s-a lansat în fine astăzi. Se așteaptă acum programul pentru capitală, despre el nu știm încă nimic, și se mai așteaptă ceva cu mare înfrigurare, testul loialității partidelor și mai ales a unor lideri din partide esențiali pentru campania electorală. Cum vor trage PNL și PSD, mai ales PSD, mai ales Organizația de București, mai ales Gabriela Firea, la căruța candidatului comun? Judecând după imaginile pe care o să vi le arătăm imediat de la această festivitate de azi, sunt mari semne de întrebare la capitolul ăsta, o să le discutăm în emisiune. Sunt supărări nu doar prin PSD sau PNL, ci și prin opoziție la USR, o să vorbim și despre ele. Iar în partea a doua discutăm despre cum arată economia României în acest moment, în care politicienii sunt foarte absorbiți de calculele lor politice pentru multele rânduri de alegeri. Un avertisment dur a venit azi de la responsabilii de PNRR din Comisia Europeană. România merge în direcția greșită, spun ei. Execuția bugetară a fost slabă, investițiile sunt întârziate, multe nici măcar nu au demarat. Ce impact are situația asta? Cât de mult ne mai putem îndatora până să pleznească ceva pe la cusături? Dezbatem în Actualitatea
ceva mai târziu. Vi prezint pe invitații mei la această oră Nelu Tătaru, deputat PNL. Bună seara, bun venit! Bună seara! Robert Cazanciuc, senator PSD. Bună seara, mulțumesc de asemenea! Sociologul Marius Pieleanu, bună seara, mulțumesc! Și consultantul Valeriu Turcan, bună seara, mulțumesc de asemenea! Bun, avem candidatul și acum întrebarea este cât de mult elan o să pună candidații care își doreau să fie ei desemnați, în special Gabriela Firea și Sebastian Burduja. Imagini foarte interesante de astăzi. Hai să vedeți ce spune Gabriela Firea despre momentul ăsta care pentru ea, zice, a fost unul foarte emoționant. Sunt absolut convinsă că ideile noastre ca echipă, în mare parte cel puțin, vor fi preluate de noua echipă care va lucra în această nouă formulă pentru susținerea candidatului nostru comun, de asemenea pentru câștigarea primăriei capitalei, a primăriilor de sector și le mulțumesc mult domnilor primari de sector care au participat la această întâlnire tehnică de lucru și vor fi în continuare aproape de noi toți pentru că avem un singur scop. Interesul nostru comun, cred, sper, acesta a fost și al meu, nu a fost să ocupăm o funcție, un fotoliu, un scaun. Am mai fost, vom mai fi în astfel de poziții publice. Interesul nostru comun a fost acela ca în București să nu ne mai fie rușine. Voi munci chiar mai mult în această campanie pentru că îmi doresc într-adevăr ca bucureștenii să simtă că au autoritățile de partea lor, să simtă că noi toți ne dăm mâna și trecem peste, poate, pasiuni personale, să nu le numesc orgolii. Da, un discurs foarte interesant, domnule senator, în care doamna Firea, vreme de peste 4 minute, n-a pronunțat nici măcar o dată numele candidatului pe care ar trebui să-l susțină, la care trebuie să tragă, nu, cum zicea, în calitate de coordonatoare de campanie, coordonatoare politică, nu? Parcă așa e titulatura. Sigur, putem să ne uităm la limbajul non-verbal, să vedem mimica, să citim printre rânduri, dacă dorim, dar până una alta, poza efectivă, netrucată, arată cum domnul Cârstoiu în mijloc și cei doi posibili candidați, dacă Alianța ar fi ales să meargă pe o nume politic, că sunt în stânga și până în dreapta. Eu cred că această poză este mult mai elocventă decât interpretarea unor cuvinte sau gesturi ale doamnei Gabriela Firea. Sunt acolo. Sigur, poate n-a fost ușor nici pentru Firea. Doamna Gabriela Firea a fost acolo și discursul domniei sale a fost acolo. Domnul Burduș, care au făcut un proiect politic fiecare în parte. Doamna Firea a fost la capitală, știe despre ce este vorba foarte bine. Domnul Burduș a fost foarte activ. Fiecare partid era pregătit să mă propună un candidat. Dacă fiecare partid propunea un candidat, cu siguranță ar fi ieșit Nicu Șordan, ceea ce e un dezastru. Aici, la noastră, în studio, noi sus, ne uitam la șobolanii care circulă pe Calea Victoriei, nu altă parte. Sigur, aici șeruim chestiunea asta și cu primarul sectorului 1. Dar n-am uitat aceste lucruri, nici oamenii nu uitat aceste lucruri. La mine, în drumul taberei, domnul Mușat, nu este apă caldă în continuare. Cum Dumnezeu să te gândești că cineva îl poate vota pe Nicușor Dan, nu-i fiind la 30 ceva de ani de la Revoluție, în aceleași blocuri, în aceleași condiții. Eu cred că lucrurile astea nu se uită și omul ăsta trebuie să plece. Dacă să plece, trebuie să fie cu cele pământ. Și atunci nu aveam altă soluție în această coaliție decât să găsim un candidat care poate fi votat de PSD, de PNL și de al treilea partid, Partidul Nehotărâților, care este extrem de important. Cred că în momentul de față îl depășește și PNL-ul și PSD-ul, Partidul Nehotărâților. Acești oameni găsesc în domnul Cârstoiu un om pe care pot să-l voteze fără să aibă o problemă de conștiință politică. Nu s-au regăsit nici în PSD, nici în PNL, nici în Șordan. Domnule, dar parcă e de vorba de și de orașul în care mă trăim. Mă întrebam ce vede doamna Firea în domnul Cârstoiu în acest moment, că pomeneați de poza în care domnul Cătălin Cârstoiu era încadrat de cei doi lideri de partid. Noi avem alte poze interesante și o să vi le arătăm, care arată, zic eu, cam cu cât elan se va lansa doamna Firea. Ia uitați, asta, poza asta, de exemplu, domnule Tătaru, cum vă... Poza de mai înainte, cu doamna Firea, care părea că e așa, nimănui în momentul ăsta. Indiferent de trăirile, eu știu, doamnei Firea sau domnului Burduja,
avem un candidat care n-a făcut politică, un candidat care are o meserie liberală și o componentă socială destul de importantă, este medic, susținut de două partide mari în cursul lui pentru a câștiga primăria capitalei. Cred că, dincolo de orgoliile pe care ar trebui să le avem sau nu, să nu le avem fiecare dintre noi ca oameni politici, rămân două partide care susțin un candidat care, din cercetările sociologice, arată că este ceea ce caută bucureșteanul. Dincolo de acei coordonatori de campanie, și domnul Burduja și doamna Firea sunt președinții celor două partide din capitală și au, ca atare, au acest rol de a face ca domnul Cârstoiu să devină și ca notorietate, dar și ca intenție de vot prima opțiune. Da. Ce se va întâmpla însă în cursa asta foarte complicată, domnule Pieleanu, cu Piedone și cu toată implicarea asta? Am văzut ce izbucnire a avut așa Marcel Ciolacu atunci când a fost întrebat despre Piedone, despre dacă încurcă jocul, dacă se poate negocia cu el ceva, chiar se poate negocia cu el ceva. Există acolo o speranță ca Piedone, într-un fel sau altul, să dispară din cursa asta, să se retragă, să fie convins să plece, ceva de genul ăsta? Există speranța, da. Și s-ar putea chiar să se întâmple. Adică domnul Piedone să gândeze la sectorul 5 și după aceea lucrurile sunt foarte simple pentru toată lumea. Candidatura, în opinia mea, domnului Cârstoiu, va fi una încununată de succes, cu condiția, celebra replică dintre Sparta și Atena, dacă cele două electorate își vor maximiza votul. Dacă nu își vor maximiza votul, Cătălin Cârstoiu nu câștigă alegerile. E foarte simplu. Acum, hai să ne înțelegem. Este un medic respectat. Eu însumi cred că am fost... Ce înseamnă asta cu maximizatul votului? Hai să vedem. Adică 30 PSD, 18, să zicem, PNL. Asta ar fi cu siguranță o ieșire, o câștigare în fanfara a primării. Lucrurile nu vor sta așa. E foarte complicat. Ne așteptăm la o participare mai mare la vot din cei care încă n-au o opinie și cei care mai degrabă se duc spre cei care au luptat cu sistemul și l-au învins. Adică Cristian Popescu Piedone. Că așa pare, este persoana politică, este politicianul din România care se bucură de cea mai mare încredere dintre toți. Peste 50% dintre bucureșteni au apreciere pozitivă față de domnia sa. Adică va fi o luptă în trei, chiar dacă profesorul Cârstoiu are o uriașă alianță în spate. Eu sigur că, dincolo de declarațiile celor doi lideri de partid, vă readuc aminte din București, și doamna Firea și domnul Burduja și-au dorit să fie candidații alianței. Mai era și domnul Daniel Băluță, care sigur, dacă se insista puțin, ar fi candidat. Și Daniel Băluț ar fi câștigat alegerile, indiferent de cu cine ar fi candidat, contracandidat. Deci eu n-am organizația PSD București pentru că i s-au întâmplat lucruri. Nu e chiar foarte bine pusă la punct. Risc să spun că nici organizația PNL București nu e... Adică cine face campanie, cine... Destul de complicat. Nu sunt foarte, da, văd sunt așa. Rezervat. Da, sigur că e o luptă da. În trei, atenție. În mod evident e o luptă în trei, dar uite, Piedone, tocmai ce a zis acum câteva minute, că nici vorbă să se retragă și în condițiile astea stau și mă întreb cum arată șansele în coaliție. Cât de mult complică jocul, domnule Cazaciu? Pira a pus pe masă niște cifre, 30 plus 18, în jur de 50 la... Nu știu, nu vă luați la rigoare. Da. Am zis sigur, o să fie emoție, o să fie vot politic. La București poate contează mai puțin mobilizarea organizațiilor ca în alte orașe mai mici sau comune. Votul politic este destul de important. Și eu cred că PSD-iștii și PNL-iștii vor ieși la vot, dincolo de, să spunem, nevoia de a susține politic partidul, totuși din dorința de a face ceva cu acest oraș. Deja, eu cred că oamenii se gândesc de două ori când își folosesc acest vot important și la viața lor. Vrem să trăim în continuare în frig, vrem să... N-avem curaj să ieșim pe stradă. Sunt atât de multe lucruri care sunt rămase cumva, parcă nu în acum câțiva ani de zile, ci înainte de 89. Bun, stai să vă întrebam de Piedone și de cât de mult poate să încurce jocul, repet. Domnul, și Piedone văd că simte lucrurile astea din moment ce spune. Nu mă retrag, domnule, nu plec nicăieri, rămân în cursa asta. Da.
Eu cred că bucureștenii pot mai mult decât să voteze pe cineva care, într-adevăr, dă foarte bine cu piciorul în tarabă. Deci aici nu avem ce să spunem, deci putem să ieșim în față, putem să câștigăm voturi. Dar eu cred că oamenii pot mai mult în București. Că nu despre asta discutăm la nivelul capitalei. Eu am mare încredere în bucureștini și abia aștept să văd proiectul de dezvoltare pe care domnul Piedone o să-l pună pe masă la prima dezbatere. Să văd viziunea următorii 10-20 de ani a domnului Piedone legată de capitala unei țări membră a Uniunii Europene. Nici la domnul Căstoiu nu avem program încă, domnule Tătaru. Cum da, să-i explică? La o primă... Cine trebuie să-i facă? Sunt cele două organizații de București, și PNL și PSD, care au pregătit și prin consilierii care erau actual la primăria municipiului București și primările de sector. Avem și cele 6 sectoare în care avem echipe. Deci toți sunt pregătiți în acest moment pentru a propune un program și am înțeles că în următoarele 2-3 zile și eu cred că domnul Căstoiu are deja o echipă care știe fiecare străduță din acest oraș și care va putea pune pe masă la debutul campaniei o viziune pe care oamenii s-o poată vota cu două mâini. Nu e o eroare asta, că nu există încă acest program, adică a apărut candidatul și a apărut destul de greu și a fost un chin. Trebuie armonizate propunerile PNL PSD, dar personalitatea liderului cu siguranță își va spune cuvântul. Da. Ce ar trebui să se întâmple, Valeriu Turcan, ca în ecuația asta de 3, în care Piedone cred că încurcă foarte mult calculele coaliției, că are potențialul ăsta să destabilizeze, rămâne ferm pe poziție? Nu cred că prezența domnului Popescu în continuare în cursă e principala problemă și am să explic de ce. Care era riscul major la București? Să fie niște alegeri fără miză. Să fie Nicu Șordan și un om de partid. Iată că miza a crescut. Ai două partide foarte mari, o coaliție care propune un om recunoscut pentru calitățile sale manageriale și profesionale. Domnul Cârstoiu nu este necunoscut pentru bucureșteni. Este necunoscut pentru această scenă politică pe care a ocupat-o astăzi. Cu intrarea domniei sale, cu intrarea domnului Cristian Popescu, crește miza. Când crește miza, crește și atenția. Când crește atenția, crește participarea. Cu alte cuvinte, va conta foarte mult și sunt mai bine de 2 luni de zile de acum până la momentul votului, ce vor face stafurile de campanie reunite și accentuez reunite ale PSD și PNL. De ce spun acest lucru? Pentru că toată presa a vorbit despre doctorul Cârstoiu de 3 săptămâni, deci nivelul de notorietate crește de la o zi la alta, nu are tinichele de coadă, nu este asociat și nici nu a fost în pușcărie pentru cazul colectiv, da? Și mai e ceva extrem de important. Nici Nicu Șordan nu vine de pe un piedestal, adică nu vine de la 80% intenție de vot. Și mandatul lui este controversat. Așteptarea a fost foarte mare legată de domnul Nicu Șordan. Veți găsi foarte mulți oameni, chiar și în tabăra USR-ului, care sunt nemulțumiți de pachetul Nicu Șordan plus Clotilde Arman la sectorul 1. Ce vreau să zic? Nu este o garanție pentru nimeni. Desigur că este un mediu competitiv și dificil pentru doctorul Cârstoiu, dar nu este nici pe departe meciul câștigat astăzi în 20 martie. Păi nu, dar ziceați, martie. Crește participarea cu cât crește această miză? Crește participarea, crește și pentru ceea ce înseamnă, crește și pentru Nicu Șordan. Ceea ce înseamnă că din terenul acesta de nehotărâți la care s-a referit domnul Cazanciuc mai devreme, va fi un interes tot mai mare. Se va putea da o bătălie, oamenii vor fi atenți. Dacă vii cu un program și dacă ai o bună strategie de comunicare, pe de o parte, și la nivelul străzii, și în online, și la TV, eu cred că bucureștenii, în acest context general pe care am încercat să-l descriu, sunt ca un burete să vadă o dezbatere reală. Cine are șansă să-și crească mai mult participarea în ecuația asta de 3, Valeriu Turcan? Cârstoiu acum, că uite, domnule, între voi alți doi vin eu, sau Piedone? Tot 3. Toți trei au în acest moment o șansă din motive diferite și putem să luăm fiecare candidat în parte. Dar pentru doctorul Cârstoiu astăzi funcționează atributele de percepție deja existente, susținerea alianței, bugetele uriașe care stau la dispoziție, nu? Sunt foarte mulți bani și la PSD și la PNL. Cum lucrează partidele cu banii e altă discuție. Și interesul față de un om care astăzi, repet, a fost anunțat. Oamenii sunt deschiși, cel puțin în prima zi.
vor mai avea răbdare 2 săptămâni până când vor vedea primele date legate de programul efectiv managerial pentru Primăria Capitalei. După care, deja oamenii vor face, se vor îndrepta spre un soi de evaluare comparativă. Și va sta la îndemâna fiecăruia cum își va prezenta avantajele. Da, domnule Pieleanu, dacă totuși câștigă Nicușor Dan, care are în momentul ăsta prima șansă, care e situația cea mai probabilă la Consiliul General? Acum să înceapă va fi destul jocul. De delicată. Nici acum Nicușor Dan nu are majoritate, pentru că s-au splitat cele două partide de dreapta. Da, din punctul ăsta de vedere, cel mai convenabil pentru de data asta noi bucureștenii ar fi cu Cătălin Cârstoiu, că în principiu ar avea o majoritate PNL pe PSD și ce mai fi adăugat. Dar vă repet, sigur că domnul Turcan vorbește corect de notorietate, de un val de simpatie, dar totuși care este povestea administrativă din spatele domnului Cârstoiu? Păi, astăzi de-abia a anunțat candidatura. Noi vrem deja finalul, aproape că încercăm să anticipăm ziua votului. E prea mult. Astăzi l-au anunțat. Da, nu, stați că eu nu sunt... Încerc să dezlușesc motivele... Da, aici o întrebare. Apropo de asta, stați-vă doar adică, să întrebăm coaliția. Avem un față aici. Da. Și îmi cer scuze că eram cu capul în altă parte. Fostul ministru Tătaru, pe care eu l-am apreciat foarte mult și care a avut un mandat foarte bun. Adică dacă aș fi aflat că domnul Cârstoiu o să înlocuiască pe lamentabilul ministru actual al sănătății, domnul Rafila, căruia îi place foarte mult la Bruxelles, ar fi fost desalutat. Adică un chirurg, practician, care vine în fruntea Ministerului Sănătății. Dar ce trebuiau bordurile cu chirurgia? Nu știu, zic. Păi nu știu, stai. Nu dau cu parul. Ce au sau nu au bordurile? Domnule, programul ieșuat de prevenire. Stați că nu vă spun foarte sincer. Din nefericire, am și oarecare habar de chestiunea asta. Ieșuarea completă a celui mai important program de sănătate pe care România l-ar fi putut să aibă în ultimii 32 de ani. Cel de prevenire a cancerului. Deci este niciodată nu o să mă auziți vorbind bine de acest domn. Din acest motiv, nu din alte motive, Doamne ferește. Deci nu se poate așa ceva. Da, bun. E o dezbatere pe care nu o cunosc acolo, dar într-adevăr, premierul a încercat să rezolve chestiunea asta. O să încerce să rezolve de la Bruxelles europarlamentar. Proiect, dar știți foarte bine, spuneați că nu e vorba de borduri aici. Ei, sigur, eu am dus-o un pic sănătatea este una dintre preocupările majore ale bucureștenilor. Să nu uităm că rețeaua de spitale din București, în mare parte... O gestionează managerii de spitale, nu-i problemă. Sper să desfințeze ASSB-ul ăla, sper că va fi desfințat. A fost un pic riscată metafora asta, comparația asta cu cancerul de care a suferit și s-a vindecat din fericire domnul Cârstoiu cu cancerul din București, adică în lupta asta politică, nu, ajungem și la... Nici asta nu-mi place. Și la înșurubări din astea... Știți cum, chestiunile de sănătate, m-a spus public, sunt cu două tăișuri. Pe de altă parte, și eu am cunoscut oameni care au trecut prin cancer. Oamenii ăștia ți inspiră o anumită forță. Nu se tem de aproape nimic. N-au de ce să se mai teamă oamenii ăștia. Și chiar vor să lase ceva în urma lor. Eu cred că domnul Cârstoiu, trecând prin experiența asta, spunând de lucrul ăsta, e acolo unde vrea să facă ceva. Bun. Dincolo de interesul lui particular. Ce întreba domnul Pieleanu e așa, de fapt. De ce n-ați profilat mai devreme, dacă tot se vorbea de candidatura domnului Cârstoiu de ceva timp, că auzisem noi de câteva săptămâni, dar minte noastră în n-a fost doar domnul Cârstoiu, au fost și alții. De ce nu l-ați profilat cu un discurs legat de București? Dumnezeu, și Daniel Băluță e tot medic, să știți. Mai aplicat anumite subiecte. Adică, cred că asta e întrebarea, de fapt. Nu? Da, că ziceți ce treabă are cu bordurile. Dacă domnul Cârstoiu sau alt prezumtiv candidat s-ar fi profilat ca foarte implicat în viața Bucureștiului, nu știu, mă întreb, ar fi ajutat? După cum știți, fiecare din partidele din coaliție am avut candidați. Am ajuns destul de târziu după negocieri să avem un candidat comun. Fiecare am avut o platformă electorală, fiecare am avut un program electoral. Am căutat din studiile sociologice să vedem ce vrea bucureșteanul, ce caută cel mai mult bucureșteanul. Avem un... Vreți să vă spun ce caută bucureșteanul și ce a ieșit? Vă zicem, domnul, că Daniel Băluță câștigă în fanfar nu împreună cu Alianța, ci doar din partea PSD, funcția de primar general? Credeți-vă că așa a ieșit.
Noi cam târziu, domnule Pielan. Domnul Pielan, trebuie să și vrea candidatul să se bată pentru... Asta e altă discuție. Nu, cred că aici trebuie să vedem, eu știu, spiritul managerial și spiritul de administrator al domnului Cârstoiu. Dincolo sunt echipele și sunt profesioniștii din fiecare partid în parte, care vor participa la acest program electoral și program de guvernare a capitalei, dar în același timp și... prin profesioniștii care vor face parte din echipele de consilieri. Da, domnul Cârstoiu a lansat deja ideea asta. Domnule, primarul nu trebuie să numere el steaguri sau să care roabe. Și sigur că e în parte corect, dar întrebarea este, nu ține foarte mult de persoana primarului, în special când e vorba de primarul capitalei, să concentrezi în tine personal toate energiile astea, să te duci, da, chiar tu, cum făcea un anume primar... în mijlocul pieței presei și să noaptea pe la mie 3 s-a părut să le faci scandal drumarilor sau nu știu ce, nu despre asta e vorba. Domnul doctor Cârstoiu astăzi mi s-a părut foarte hotărât. Și pentru mine metafora cu experiența personală a contat foarte mult din două perspective. Că ți arată un om care știe ce înseamnă greutățile adevărate ale vieții, prima chestiune, și îți arată și un om deschis să facă public un moment personal. Această deschidere, această dovadă transparență pentru mine a contat foarte mult. Și mai contează ceva la medici în general. Că vorbim de doctorul Cârstoiu, de domnul Nelu Tătaru aici prezent, care candidează la președinția Consiliului Județean Vaslui, la domnul doctor Băluță de la sectorul 4. Cred că au o relație aparte cu oamenii. Și dacă veți căuta atributele ideale de profil politic în cazul primarilor, veți vedea două lucruri. În primul rând să fie bun gospodar și în al doilea rând să fie implicat / bară aproape de oameni. Acestea sunt atributele pe care le caută foarte mult. Păi ne-ați definit viitorul profil al primarului, Cristian Popescu Piedone. Nu neapărat. Eu nu sunt medic. De convins. Profesia de medic Profesia de medic îți arată o vocație, vocația lucrului cu oamenii și pentru oameni. N-am văzut în acest moment de la domnul Cristian Popescu nici măcar, cum n-am văzut nici de la ceilalți, e drept, nici măcar o idee esențială de viziune sau de proiect concret legată de autostradă București. Suspendată. Au mai venit cu girafa și cu Ardeleanu. Da. Și gata. Deci eu cred, repet, nu vei găsi niciodată candidatul perfect. Dacă stai și tot faci sondaj în căutarea candidatului perfect, care nu o să vină niciodată, ai o problemă de decizie politică și de experiență politică. Deci toate datele de sondaje vor fi imperfecte dintr-un anumit punct de vedere. Dar ai un om cu care poți construi. De aici până la ziua votului, eu cred că această campanie conține nenumărate oportunități și posibilități. Și mai e ceva. Nu este important doar să-ți convingi și să-ți mobilizezi propriul electorat. E important să-l demobilizezi pe al celorlalți. De asemenea, aștept să vedem o campanie critică, nu? Referitoare la domnul Cristian Popescu, la primarul pe funcție, la domnul doctor Cârstoiu. La povestea asta cu lăsat sectorul moștenire, că asta e foarte interesantă. Cum e, Piedone, domnul Moșaru? Cum este această feudalizare? În PSD, cum este această feudalizare de la sectorul 5 și această luare pe persoană fizică? Cum se pupă ideea asta cu București Capitala Europeană în 2024? Pe asta întreb. Iată. Da. Da, interesant că Marcel Ciolacu a fost destul de iritat astăzi, întrebat despre toate discuțiile astea cu Piedone. Ia, hai să vedem. Domnule Ciolacu, v-a cerut domnul Piedone locuri eligibile pentru fiul său sau pentru fiica sa pe listele PSD la europarlamentare în schimbul renunțării la candidatura pentru capital? N-am avut niciodată această discuție cu domnul Piedone. Și nu cred că și-ar fi permis să aibă o astfel de discuție cu mine. Și-a permis în 2020, spun, când fiul său a ajuns pe listele PSD. Organizația de la Suceava a decis ca fiul dânsului Vlad, care este un bun parlamentar, să candideze. De această dată vom fi adversari politici la sectorul 5, din câte am înțeles. Și la primăria capitală. Cu cine să-l compar pe domnul? Cu Piedone. E un primar de sector foarte bun. Atât. Care e perspectiva al domnului Piedone?
Ce oameni coagulează domnul Piedone față de un profesionist ca doctorul Cârstoiu? Ce oameni strânge în jurul lui Piedone să dezvolte, să dea viziunea acestei capitale? Da, deci s-a inflamat domnul Ciolacu destul de tare, dar tot insista pe ideea că e un foarte bun primar de sectorul 5, să rămână acolo la sectorul 5. Și acum eu întreb ce îi se mai poate oferi lui Piedone ca să se retragă, să fie retras, habar n-am în logica asta cine îl scoate, cine îl trage înapoi și așa mai departe, ca să nu încurce jocul, domnule senator. Domnul Moșa, sigur că fiecare om crede despre el că el este salvatorul la un moment dat națiunii, Bucureștiului, sectorului. Așa și domnul Popescu. La sectorul 5 a făcut o treabă bună. Până să difuzați imagine cu domnul Ciolacu, ne-a spus domnul Pilanu, puțin mai devreme aici. Domnul Popescu Piedone va candida la sectorul 5. Și eu cred acest lucru, că nu se va aventura în această bătălie în care nu are pur și simplu niciun fel de șansă. Și dacă la nivel de sector trebuie să te ocupi și de borduri printre blocuri, la nivel de capitală cred că trebuie să mergi puțin pe la Paris, ce pe la Madrid. Că nu se va aventura, să ai... domnule Cazanciuc? Adică s-a aventurat deja, nu s-a aventurat până la capăt, face o cotitură la un moment dat, a încercat să pierdem boscheți. A încercat să găsească un culoar la momentul în care coaliția a găsit candidatul potrivit. Cred că meciul este încheiat, dacă îmi permiteți, din acest punct de vedere, și fiecare se va retrage în bucățica lui. Eu aș zice, capitala înseamnă altceva, dacă nu cumva nu e încheiat, dimpotrivă, încurcă foarte tare și creează niște complicații. Eu cred că se încurcă pe sine, nu încurcă pe nimeni altceva. Ce anume? Cred că se încurcă pe sine. Iese dintr-un proiect pe care îl știe, care poate să facă lucruri. Da, asta oamenii în sector. Preocupă pe dumneavoastră că se încurcă pe sine. Nu ne preocupă, ați adus în discuție că va lua voturi. Nu va lua Popescu Piedone voturi nici de la PSD, nici de la PNL și nu cred nici de la nehotărâți. Pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, eu cred că oamenii vor altceva de la acest oraș. Și eu cred că în 2024, capitală UE, la frontiera NATO, e nevoie de un om care să aibă viziune, e nevoie de un om care să, știți cum, să aibă dorința să facă lucrurile cu știință în oraș. L-am văzut că e foarte popular domnul Popescu prin sector, e foarte bine că e popular, poate să ia niște voturi, dar eu nu cred că bucureștenii, cum spuneam, vor alege pur și simplu un orb. Ia auziți cum se dezlănțuie Cristian Popescu Piedone în seara asta, comentând exact imaginile pe care și noi le-am arătat mai devreme, în care Ciolacu s-a luat de el și, mă rog, l-a tăvălit acolo. Nu s-a luat, era puțin, mă rog, era ferm în ceea ce spunea. Cine-i Piedone? Și Popescu Piedone zice așa: președintele PSD nu a fost niciodată ales. Nu a fost votat direct de oameni, ori a fost numit, ori a fost ascuns pe vreo listă de partid. E șef, dar nu e lider, pentru că e foarte greu să fii lider. Și, mă rog, continuă spunând, liderii PNL și PSD sunt geloși pe mine. Eu cred că domnul Ciolacu a fost ales de câteva ori în Parlamentul României, n-a fost numit în Parlamentul Ce observ eu României. Este că Piedone e dispus să poarte partidului acest război. Cât îl ține, domnule Pielan, să poarte războiul ăsta? Hai să vedem. Nu știu, numai de-ar ține. Și în ce termeni? Habar n-am. Rămân la opinia mea că dacă se strânge... Cristian Popescu Piedone face o mare greșeală deja. Iese foarte mult la televizor. Nu-l avantajează. Adică dacă de ce vrea... ziceți asta? Din motive de expunere publică a argumentelor. Nu e un orator prin definiție. Nu e totuși. Bine, niciunul dintre cei trei nu... Da? Dar dacă face ceea ce știe să facă și o face foarte bine, adică pas la pas, ușă la ușă, da? S-ar putea să aibă o șansă. Rămân însă la părerea mea că nu... Adică va merge acolo și va fi singur, nu va avea partid. Sigur că poate să negocieze, dar are șansa dânsului, să știți. Nu subestimați. Adică nu e... Poporul unic povestea muncitor... Povestea asta, de-aia vă întreba și mai devreme. Povestea cu majoritatea, din aceea singur. Povestea mai majoritatea degrabă, e valabilă și pe primul predominat, da. Predominat de... cei care, mă rog, nu trec testul PISA și au devenit majori și au dreptul de a vota, adică în București nu s-au adunat toți absolvenții de la London School și Cambridge. Adică, mare majoritate sunt așa, când înjură neauși românești. Poate românește. Că și în partidul al nehotărâților, de care zice domnul Cazanciuc, sunt mulți. Dar știți că și doamna Firea, dacă se enerva, avea o șansă independentă, sprijinită de AUR.
de exemplu. Adică ar fi fost prăpăd în București. Asta e un scenariu absolut... Absolut real. Adică nu... Teoretic, adică teoretic. De școală așa. Mai poate să adică fac la SNSP-a. Sincer să fiu, nu mă așteptam ca doamna Firea să cedeze atât de ușor. Adică pentru 15.000 de arginți de la Bruxelles, mă rog, 7.000 zic alții, dar tot mulți, să renunț la pohta ce am pohtit. Da, vi se pare că a cedat ușor, de asta întrebam ceva mai devreme. S-ar putea să se arate cât de greu cedează doamna Firea în mobilizarea pentru campanie, mă gândesc. Doamna Firea a înțeles acest spirit de echipă. Nu știm cum a înțeles, stați, nu vă grăbiți. Păi am văzut-o în fotografie alături de domnul doctor. Deci lucrurile sunt foarte clare. Și știți foarte bine dacă ar fi candidat. De dragul scenariului în fața studenților. Dacă ar fi candidat singură, ar fi luat un... Independentă cu sprijinul AUR, fără nominalizare de partea AUR. Ar fi luat AUR, un procent... Erau 25. Care n-ar fi rău să câștige alegerile în niciun Gabriela caz. Gabriela Firea, nu vă amăgiți. Gabriela Firea se bucură încă de o simpatie foarte mare în rândul electoratului PSD. Adică nu e, e o realitate asta. Dar ce ne sugerează, doamna Firea? Că doamna Firea mai poate să mai întoarcă? Nu, acum a acceptat, ar fi ridicol să se întoarcă. Dar spuneam că putea fi o posibilitate de genul ăsta. Și ca să nu mai spun, Gabriela Firea, candidat independent, sprijinit de AUR și Piedone se retrăgea. Cine oare ar fi câștigat alegerile? E, Piedone, Valeriu Turcan, se mai poate retrage în vreo condiție anume? Având, după vreo negociere anume? Dacă da, ce să negocieze cu el? Nu pot să exclud această variantă, dar n-aș putea să vă spun cu siguranță. Revenim puțin la doamna Firea, că tare mie că o eliminăm foarte ușor din peisaj. Exact precum colegii domniei sale. Mie mi se pare că doamna Firea poate să joace un rol interesant în această campanie. În primul rând, poate să arate că este capabilă să ducă lupta cu Nicușor Dan mai bine decât candidat oficial, ceea ce pentru percepția dumneaei în interiorul PSD înseamnă cu fiecare nouă apariție în care se arată mai coerentă, mai fluentă, mai la obiect decât domnul Cârstoiu, în interiorul PSD-ului niște oameni vor observa. Prima chestiune. A doua chestiune, dacă nu le iese proiectul, având în vedere sondajele în care doamna Firea stă foarte bine, poate foarte la fel de bine să spună, băieți, ce ați făcut? Ce ați făcut cine? Totul ca să înlăturați o femeie din cursa pentru primăria capitalei. Trebuie să fie niște consecințe. Și cred că doamna Firea, dacă stomacul o ține, pentru că e esențial în politică, mi se pare cel mai important, în primul rând ca să digeri pietre, în al doilea rând ca să nu vomiți la fiecare 5 minute, deci dacă stomacul o ține, poate să-i furnizeze niște surprize domnului Marcel Ciolacu pe parcursul anului. Dar aici e o chestiune de opțiune personală, strategie personală, nu vreau să... Da, până atunci... Eu nu știu de acord cu domnul Turcan legat de faptul că a fost înlăturată doamna Firea de către colegi. În aceeași măsură și domnul Burduș a fost înlăturată de colegi, dacă e să vorbim în acești termeni. Eu cred că e o chestiune de calcul. Păi de calcul până la urmă. Am decis să avem această coaliție care să conducă România. E foarte complicat să te bați în toate marile orașe PNL, PSD, după care să vii la europarlamentar să spui, știți, votați-ne împreună. Și atunci era nerealist domnul Mușat, cu tot bagajul de simpatie pe care l-are doamna Firea la capitală, să câștige doar PSD-ul alegerile. Și atunci soluția PNL-ul cu domnul Burduja nu era la același nivel. Și astăzi eu îmi pregătisem discursul pentru mine, deci era clar că până în ultima secundă mai spera ceva. Domnul, nu știu ce putea să spere, fost... că se împiedică pe scări, domnul Cristoia. Au fost niște argumente acolo cu chestiuni tehnice de natură sociologică care au fost invocate. Dar uitându-mă la doamna Firea, atâta pot să spun. Nu este 100% convinsă că au fost argumentele corecte. Dar altceva vreau să întreb, domnule Tătaru. Dacă cumva e un eșec... Eșecul al cui o să fie? O să fie al domnului Cârstoiu, care nu este niciunul dintre partide? O să fie al șefilor de campanie, doamna Firea, domnul Burduja, care, nu știu, din gelozie, din nepricepere, n-au tras destul, n-au... Nu, că știți cum e, la Victoria, Victoria întotdeauna e, cum e vorba aia. Eu nu cred că va fi un eșec, iar în condițiile în care, eu știu, credem că nu vom avea rezultatul scontat, avem o coaliție care a decis acest candidat, nu doar unul dintre partide. Poate că de aceea și domnul Burduja și doamna Firea au acceptat în acest moment
să conduc această campanie și să fiu alături de candidat. Cred că asumarea trebuie să fie a coaliției, nu a unuia dintre partide sau a candidatului care în acest moment efectiv din cercetări a ieșit că este prototipul care poate asigura un număr mare de voturi pentru o coaliție. Cum vedeți? Ce ar trebui să facă cei doi, de fapt? Să spună, domnule, eu mi-aș fi dorit să candidez eu. Că fiecare dintre ei ar putea să spună chestia asta. Pentru că nu s-a putut, votați-l pe domnul Cârstoiu. Uite, ca și cum ați fi votat pe mine, dacă mă simpatizați, votați-l pe el. Nu, eu cred că domnul Cârstoiu are posibilitatea să spună singur ce vrea pentru capitala României. Cred că cei doi sunt cei care vor duce de ordin logistic, cât și de ordin al campaniei în general, care sunt aturile, dar în același timp, ce nu știe domnul Cârstoiu? Munca de partid. Sunt două echipe, atât la primăria capitalei, cât și la primăriile de sector, care vor lucra. Domnul Cârstoiu este candidat, este cel care va duce acea platformă și va prezenta acea platformă. Dar are specialiști lângă dânsul. Nu cred că va trebui cineva să-i spună sau să-i pună cuvânte în gură domnului Cârstoiu. Domnul Cârstoiu și-a asumat și el această candidatură și atunci va trebui să meargă efectiv pe candidatura pe care și-a asumat-o, în condițiile în care avem două partide, fiecare cu doctrina lui, fiecare cu electoratul lui, dar mai important este electoratul din București. Pentru că pomenesc de sectoare, imediat ce revenim, doamnelor și domnilor, vedem unde s-au blocat discuțiile, de ce n-a mai fost până la urmă anunțat tot pachetul astăzi, cu sectoare, cu tot, imediat. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, reacții dure, vă spuneam, ale lui Cristian Popescu Piedone la informațiile că PSD-ul ar încerca să negocieze scoaterea lui din cursă. Și aici înțeleg că avem o declarație a domnului Zetea care spune PSD ar putea negocia cu Cristian Popescu Piedone. Ce-i de negociat? Revin și întreb. Domnul Mușat, sigur că în campanie electorală cauți sprijin și la cei care la un moment dat își dau seama că nu mai au șansă să câștige. Și mă pot anunța că te sprijină. Noi nu suntem în situația în care să avem, ca la prezidențiale, scrutinul în două tururi. Noi avem aici un singur tur. Cine este pe primul loc, mă câștigă. E foarte greu de crezut că PSD și PNL nu pot mobiliza, plus nehotărâții, nu pot mobiliza electorată să iasă pe primul loc în București și să câștige domnul Popescu, asta, care n-a putut să prezinte o viziune. Combinație, pentru... Eu nu pun botul la combinații, nu fac, sunt politicienii de profesie, încearcă să nu știu ce. Până la combinații, București, așa a câștigat și Nicușor Dan. Uitați-vă la decalogul lui. Deci eu aș face campanie, dacă mă întrebați, nu sunt strateg de campanie, punând în fiecare zi public promisiunea Nicușor Dan. Cu apa caldă, cu o grămadă de lucruri care nu s-au întâmplat peste noapte, cum a promis Nicușor Dan. Cred că s-au săturat oamenii de tipul ăsta de abordare extremă. Fie USR, fie AUR, în care, dom'le, altcineva este de vină, o să vin eu să rup tarabele și bordurile și o să trească mai bine bucureștenii. Nu se poate, pur și simplu. Bun, s-a tot spus de faptul că în cursa asta de trei candidați principali o să mai ia Nicușor Dan de la PNL, Piedone o să smulgă de la PSD, dar întrebarea este, Cătălin Cârstoiu de unde ia mai mult? Știm? Avem vreo idee în momentul acesta dacă e mai sprijinit de electoratul PNL, de pildă, decât de electoratul PSD sau invers? Nu cred că se pune problema care... așa. Dacă ar fi fost candidat PSD sau PNL, puteam să discutăm în termenii ăștia cât ia Gabi Firea de la PNL și invers. S-ar putea să fie un tip de personaj care să atragă mai mult simpatii PSD-iste decât PNL-iste sau invers, nu? Da, da, e un candidat comun. Eu cred că va lua și de la Forța Dreptei, pentru că șeful de campanie, domnul consilier Diaconescu, fostul șef de cabinet al domnului Ludovic Orban. Deci ia din toate zonele, domnul Cârstoiu. Poate să atragă electorat care este interesat de tema sănătății. După cum știm, primăria capitale are în subordine foarte multe spitale. Bucureștenii intră în direct contact cu aceste spitale, cu serviciile de acolo. Depinde și ce promisiune electorală, ce program politic va avea domnul Cârstoiu. Foarte complicată ecuația asta, Valeriu Turcan. Importantă. A fost avertizat primarul în general că nu trebuie să stea cu mâna întinsă la guvern. Dar ce să vezi? O avea spitalele în subordine, da consolidări, da bugete, da astea. De unde să vină? De la guvern vin. De la Ministerul Dezvoltării, care inventariază clădiri cu bulină. De la nu știu ce. Adică... acești bani vor veni dacă sunt linii de finanțare deschise. Probabil că s-a referit în altă accepțiune după mine, că nu trebuie să stai să-ți
arunce guvernul câte ceva, ci trebuie să faci proiecte. Ori, argumentul principal utilizat astăzi de domnul Crăstoiu, tocmai acesta a fost... N-are cine să-ți arunce, că doar dând banii de la buget trăiești ca primăria capitalei. Ce să faci? Ministru Ciolacu, faptul că actualul primar Nicu Șordan nu a construit, nu a redactat, nu a propus guvernului proiecte de dezvoltare în vari domenii, pornind de la fondurile europene pe care România le poate absorbi. Bătălia pentru sectoare, să nu uităm nici de asta. Era vorba că să întârzie atâta, inclusiv ca să se anunțe tot pachetul, cum ziceam mai devreme. Deci toți primarii de sectoare susținuți de ambele partide. Unde s-au blocat lucrurile, domnule Tătar? Unde s-au blocat lucrurile? Încă sunt în discuții. Astăzi s-a prezentat candidatul la capitală. În mare se știu și candidații la sectoare. Rămâne ca cele două partide. La 3, 4 și 6, dar la 1, 2 și 5? 3, 4 și 6 având primarii în funcție acolo. Păi asta zic, dar acolo se știe. Dar avem și la 1, 2 și 5. Ce? E la 1, la 1 este domnul Tuță, la 2 este Cristian Popescu, la 5 a rămas suspendat, dar probabil că va fi prefectul Hopinca. Domnul Hopinca la sectorul sunt, 5. Sunt aceste discuții, noi avem... Și la sectorul 1, stați, lămuriți-ne, domnul Tuță sau domnul Burduja? Tuță. Domnul Tuță la... Tuță. Dar noi avem ședințele noastre, forurile de conducere din partid mâine și vom avea și un vot final acum. Bun, și problema unde ar fi? La susținerea PSD-ului pentru numele de la PNL? Nu cred că e o problemă de susținere, cred că e o problemă de opțiune interiorul partidelor pentru candidat sau pentru altul. Sigur, de un agrement al celor două partide pe un candidat comun, dar și PSD-ul are mâine după amiază o ședință politică în care se vor decide toate aceste lucruri și chestiune de câteva zile, efectiv. Cred că în această săptămână, la sfârșit, vor fi asumați și anunțați candidații și pe sectoare. Bun, mai zice ceva interesant premierul astăzi, că dacă această abordare politică, îi zice el, deci această candidatură comună funcționează, dacă românii ne dau votul pentru această abordare politică, categoric vom veni după alegeri cu o alianță pentru, pentru România. Deci după Alianța pentru București, venim cu Alianța pentru România. Poate chiar cu Alianța pentru România? Ia, care alianță? Care a fost cândva condusă domnul Teodor Meleșcanu. E, ce așteaptă de fapt Ciolacu, în mod special, coaliția, să ce așteaptă? Să se confirme acest proiect, să iasă primar domnul Crăstoiu. Pentru că atunci înseamnă că angajamentul, promisiunea, planul politic, toate au dat roade. Și în consecință au dat roade acum, vor da roade și următoarele planuri legate și dacă de nu iese prezidențiale. Ce se întâmplă? Se blochează tot? Eu vă aduc aminte ce spunea Vasile Dâncu acum câteva zile. Dom'le, nu mai insistați că dacă nu iese la București, ăsta este testul suprem pentru alianța noastră. Nu la București este testul pentru această coaliție, zicea domnul Dâncu. Eu înțelegând aici că dacă cumva pierde capitala, coaliția, asta e situația, nu e în capăt de țară, nu contează. Sigur, avem și București, avem și europarlamentarele. E un test important dincolo de sondaje, este decizia românilor până la urmă în acest moment. E mai mult decât o fotografie, o să fie mai mult decât o poză la vremea respectivă. Și e clar că până la urmă e un vot pentru o construcție care vrea să conducă România an de zile de aici încolo. Eu cred că dacă, și aici domnul Pieranu știe cu siguranță mai bine, oamenii s-au săturat de dispute, domnul Mușat. Avem dispute în județ, avem dispute în oraș. Azi am discutat cu un primar care s-a săturat de dispute. Între PNL, PSD, oamenii nu mai vor. Oamenii vor să se construiască. Oamenii vor să se construiască ceva. N-ai cum să construiești decât pe un proiect pe termen lung. Uitați-vă la Ministerul Transporturilor. Pentru prima dată după foarte mulți ani, ai un ministru care are 2 ani în spate. Se vede lucrul ăsta. O să vedeți în 2 ani de zile, pur și simplu, o altă Românie. Fără continuitate, nu ai cum să construiești nimic. Și atunci, dacă această formulă va fi validată de aceste alegeri, dincolo de înțelegerea dintre lideri, poate construim împreună un proiect pentru mulți ani. Doar la București, de Pieleanu, e atât de important doar Bucureștiul în toată ecuația asta, că în alte părți nu o să se întâmple cu candidați comuni și aia e. Ba se va întâmpla și peste tot se va întâmpla. Peste tot, dar ușor, pas cu pas, ca să citem un clasic în viață. Vor fi și în alte locuri candidați comuni. Contează atât de mult ce se întâmplă aici? Ăsta e testul suprem? Păi primarul general al capitalei este al doilea cel mai legitim politician din România, cum să nu conteze? Din toate punctele de vedere. Și domnul Dâncu de ce ne zice că nu e așa important?
Păi la Cluj, la Cluj nu e important. La Cluj nu e important, la București. În școală de gândire diferită. Da, exact. Școala de la Cluj. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult tuturor. În câteva momente când revenim, domnilor și domnilor, vedem unde este economia României în tot acest tablou, în acest moment în care, colac peste pupăză, Comisia Europeană lansează azi un avertisment cât se poate de dur, și anume că în privința banilor din PNRR, România a luat-o într-o direcție total aiurea. Nu folosește banii la investiții, nu aplică pentru investiții și prin urmare lucrurile n-arată deloc bine. Detaliem imediat.